Bun găsit! Consiliul Local Suceava a aprobat în ședință extraordinară indicatorii tehnico-economici în vederea amenajării unei parcări cu 154 de locuri de parcare, proiect inițiat de primarul Ion Lungu. Consiliul Local Suceava a aprobat în noiembrie 2021 asocierea municipiului Suceava cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților în vederea amenajării unei parcări de interes public pe strada Ion Vodă Viteazul numărul 2, pe un teren în suprafață de peste 5400 de metri pătrați, proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. În raport se menționează că în zonă parcarea autoturismelor se face la bordură, iar parcarea amenajată la intrarea principală la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou din Suceava este insuficientă pentru traficul mare de autovehicule și conduce la o aglomerare care periclitează chiar siguranța pietonală la intrarea în curtea interioară a obiectivului. Discutăm aici de aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și aferenței obiectivului de investiții, amenajarea unei parcări de interes public. E vorba de parcarea la Arhiepiscopie. Așa cum se știe, în acest an Arhiepiscopiei este un eveniment deosebit. Se împlinesc 500 de ani la târnosirea Bisericii Sfântul Gheorghe din curtea mănăstirii. Sigur, ne-am fi dorit ca această parcare, și care este un lucru bun și pentru comunitate, pentru că va avea și regim public, să o finalizăm. Să rămână, doamna viceprimar, vă vedem foarte bine. Deci să o putem face până la data de 24 iunie, când este această manifestare de 500 de ani de târnosirea Bisericii Sfântul Gheorghe la mănăstire. Din păcate, nu știu dacă o să reușim. Sigur, s-a întâlnit și cu proiectul. Acum am ajuns la faza de studiu de fezabilitate. Nu ascund faptul că am avut o discuție cu doamna viceprimară Munteanu. Au fost niște observații la documentație. Eu, într-o primă fază, am discutat cu doamna viceprimară. Acolo, Arhiepiscopia a vrut inițial să facă o parcare supraetajată pe fonduri europene. Și ne-au cerut un certificat de urbanism în luna martie 2021. Noi le-am dat certificat de urbanism, având în vedere vorba că era vorba de, având în vedere faptul că era vorba de o parcare supraterană, le-am cerut PUZ. Se pare că la o parte documentația a făcut referire la cel certificat de urbanism, dar văzând documentația în această dimineață, se face, este un nou certificat de urbanism pentru această parcare simplă, în care nu cred că este nevoie de PUZ. La fel se face trimitere la certificatul 81 din anul 2022 sau cât este el. Deci eu zic, din punctul meu de vedere, și doamna viceprimar este aici de față, am avut o discuție și cu doamna șef serviciului la urbanism, zice că este corect așa, ca atare mențin proiectul pe ordinea de zi și eu sper ca lucrurile că sunt în ordine, este vizat de legalitate și domnul secretar. Nu punem căruța în fața cailor, dar vă spun, avem și o urgență, poate reușim totuși să facem acest proiect, această parcare la mănăstire până la data de 24 iunie, atunci când este un eveniment deosebit, vor fi foarte mulți musafiri acolo, foarte mulți pererini să aibă posibilitate de parcare. Vă mulțumesc! Conform documentului, parcarea va avea aproximativ 154 de locuri de parcare și va ajuta la descongestionarea traficului din zonă, mai ales cu ocazia evenimentelor religioase organizate la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou. Soluția recomandată în cadrul documentației are în vedere realizarea unei parcări cu spații verzi pentru fiecare loc de parcare și îmbrăcăminte din piatră naturală, fiind prevăzute 5 zone verzi interioare sub forma unor fâșii cu alveole la capete, cu lățimea de 3,20 metri și lungimea de 27,50 metri perpendiculare pe locurile de parcare și paralele cu căile de acces secundare și zone verzi perimetrale. Structura rutieră a parcării va fi din piatră naturală. Durata de implementare a investiției este estimată la 10 luni calendaristice, din care etapa de execuție 4 luni. Conform devizului general, valoarea obiectivului de investiții este de 2,93 milioane lei cu TVA.